În vederea expertizării clădirii, trebuie verificate calitățile materialelor din care este realizată această biserică și atunci facem testarea la forțe care în rost, să vedem ce tip de mortar s-a folosit și în laborator vom testa la compresiune cărămizi prelevate din această structură. Datorită faptului că biserica noastră este monument istoric, datând din anul 1780, monument clasa A, grad 1, în lista monumentelor istorice, am demarat lucrările la biserică cu studiu de specialitate la pereți, urmează să luăm și studiu la lemnărie, studiu geotehnic și toate celelalte lucrări care vor mai fi făcute în vederea strângerii de fonduri, atât din sat, de la primărie. Vom întocmi un dosar cu care domnul profesor Moșoarcă va merge la București, la Departamentul Cultelor și nădăjdim noi că cu ajutorul lui Dumnezeu și a Maicii Domnului vom reuși în câțiva ani să ducem lucrările la bun sfârșit. Este reabilitarea bisericii, trebuie luat cam totul de la zero, restaurarea picturii, restaurarea iconostasului, lucrări la interior, la exterior, de asemenea după studiile care se vor face, subzidirea bisericii, consolidarea turnului, refacerea acoperișului, nu a turnului, ci acoperișului de pe biserică, exteriorul bisericii. Sunt lucrări de făcut.